Polițiștii locali au demarat un proiect amplu, Polițist Local Junior, în cadrul căruia vizitează elevii din școlile speciale. Prin jocuri și printr-un limbaj adaptat în funcție de deficiența fiecărui elev, polițiștii le explică reguli de circulație, dar și care este rolul polițistului în stradă. Primii vizitați au fost copiii de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. Polițiștii s-au dus încărcați cu daruri, dar și cu planșe, cu ajutorul cărora elevii au înțeles mai ușor explicațiile. Elevii au primit explicații inclusiv în limbajul mimico-gestual. Are demnitatea lui. Nu vrea, nu? Asta e ca la colegi. Dacă nu vrea, nu vrea. Eu luau dumneavoastră. Fii atentă. Te uiți acolo, lasă ăsta. Te uiți acolo, ești atentă, da? Uite acolo. Exact. Ce mai cuminte? Da. Foarte bine. Ce culoare e mașina ta? Să știi că... la Adiță. A luat-o la Adiță? Uite, îi mai dau și lui ăla. Ok. De. Da? Mai vrea și Adiță una? Da. Da. Bine, Adiță. Ce este? Copiii au învățat și reguli de comportament în stradă, după care au fost invitați fiecare pe rând să joace rolul de pieton, respectiv de polițist junior, iar copiii au dovedit interes în ambele posturi. În cadrul proiectului Polițist Local Junior, elevii clasei a doua de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău au participat la o activitate educativă alături de polițiștii locali din cadrul formațiunilor de ordine publică și disciplină rutieră. Preșcolarii au învățat reguli de circulație, dar și de comportament pe stradă, după care au fost invitați fiecare pe rând să joace rolul de pieton, respectiv de polițist local junior. Polițiștii locali promit că nu se vor opri aici și astfel de acțiuni educative vor mai avea loc în următoarea perioadă în școlile în care învață elevi cu nevoi speciale.